Suntem nedespărțiți de telefonul mobil și petrecem minute în șir vorbind la el. Iar dacă ar fi să punem la socoteală și timpul petrecut pe jocuri, internet sau alte aplicații, realizăm că activitățile noastre zilnice de relaxare sunt dependente de telefon. Este mereu la îndemână atunci când vrei să afli ce fac prietenii, dar și când sunt probleme. Întrebați cât timp petrec vorbind la telefon, unii botoșeneni au răspuns că petrec chiar și câte două 3 ore. Două, trei ore. Și crezi că e periculos sau ai ceva bun? Să știți că sunt mai bune astea cu butoane. Alea se strică repede, smartphone-urile. Dar e periculos să, vorbești prea mult timp la telefon? Dacă te dă vreo da. Cel mult 20-25 de minute. Mai sunt zile când vorbești un pic mai mult, sâmbăta și duminica, când restau cu nepoței. Trebuie telefonul să-l ai cu tine. Ia că ceva. Deși știu că sănătatea lor poate avea de suferit, botoșenenii spun că nu pot sta fără să vorbească la telefonul mobil. O oră pe zi când vorbesc cu copiii în străinătate și normal mai mult de atâta nu vorbesc pe cu... Aici, local, foarte puțin. Dependența asta de telefon este periculoasă? Eu cred că da. De e, eu cred că dăunează totuși la, la sănătate. Cât de periculoasă este această dependență de telefonul mobil, dar și ce efecte poate avea asupra sănătății noastre, ne vorbește Anca Larionesei, psihoterapeut. Această dependență de telefon duce la o stare de transă. Oamenii pot avea impresia că sunt mai deschiși ca au mai mulți prieteni, dar trăiesc sentimentul singurătății din ce în ce mai accentuat. În cazul copiilor, dependența de telefon poate duce la scăderea creativității și a imaginației.